Agenția de știri britanică News 24/7 WordPress a decernat premiile educaționale pentru universitățile din România. Astfel, eforturile anuale ale universităților de a contribui cu profesori reputați la ansamblul educației și dezvoltării academice în societate sunt confirmate de către agenția de știri britanică News 24/7 WordPress prin urmărirea activității în universitățile europene în perioada anilor 2018-2020. Pe lângă premierea universităților, se adaugă și premiile pentru profesorii nominalizați, prin care se confirmă contribuția specială a acestora. Una dintre universitățile premiate este Universitatea Apolonia din Iași, reprezentată prin președinte, profesorul Vasile Burlui. Zilele acestea, British News Agency WordPress ne-a făcut o plăcută surpriză, anunțând premiile educaționale pentru România. În cadrul listei de universități premiate se înscrie și Universitatea Apolonia, o instituție relativ tânără în comparație cu alte universități din țară și din lume, dar care a reușit să se facă cunoscută prin activitatea de cercetare, printr-o bună organizare a activității educaționale în interiorul instituției, prin promovare corespunzătoare a universității și mai cu seamă prin activitatea de cercetare, spuneam, promovată prin congresul Pregătim viitorul promovând excelența, ca și prin revista noastră care este indexată Thomson. În același timp a contat și au fost luate în evidență platformele noastre de pregătire, de instruire practică. În cadrul Facultății de Medicină Dentară există o platformă de pregătire practică cuprinzătoare, care oferă condiții pentru pregătirea studentului în toate specialitățile. În cadrul aceleiași platforme, studentul are posibilitatea să lucreze individual sau sub supravegherea cadrului didactic pe baza unui barem foarte judicios întocmit, în așa fel încât în momentul absolvirii el a parcurs deja toate tehnicile practice pe care le va întâlni în profesia sa. În mod excepțional, au atras atenția valențele platformei de pregătire practică la Facultatea de Științele Comunicării și în special la jurnalistică, unde există un post de televiziune, un post de radio, o revistă Nova Apolonia, în cadrul cărora studenții de la această facultate au toate condițiile pentru o instrucție practică corespunzătoare. Fără îndoială, la aceste realizări a participat întregul colectiv de cadre didactice, corpul administrativ al universității și de asemenea studenții noștri care sunt silitori, disciplinați și cu multă creativitate. Printre alte universități premiate de agenția de știri britanică News 24/7 WordPress se regăsesc și Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Studii Economice București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea din București, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara.